A venit și râdul în filon de îndronilor să vorbim despre ei și să vă arăt ce specii am eu. Aici am un filodendron lime, foarte frumos. L-am pus în același ghiveci cu filodendron brazil. Foarte frumos, le merge foarte bine la mine. Sunt una din speciile care îmi rezistă foarte bine, cu toate că unele specii sunt extrem de sensibile și altele sunt extrem de bine înrădăcinate și foarte bine dezvoltate. Ăsta este Philodendron Brazil, o specie foarte, foarte, foarte frumoasă, dragă mie, și văd că are creșteri noi. Deci e superbă, superbă, superbă. Deci îi merge foarte bine și chiar stă în zona unde am umbră. Da, Philodendron Brazil. Mai departe, am acest Philodendron Micans, cam micuț el, așa, nu are o creștere foarte rapidă, cum are celălalt Philodendron Brazil sau Monstera Deliciosa, dar în schimb este o plantă destul de frumoșică, rezistentă, văd că mi-a rezistat foarte bine tot pe partea aceasta, are niște frunze extraordinar de catifelate și frumoase, e puțin prăfuită, dar deci o să vedeți, ia uitați cât de frumoase sunt aceste frunzulițe mici, drăgălașe și catifelate. Bun, mai departe am un filodendron Pink Princess. A crescut destul de încet și asta nu pot să zic că e o specie foarte, foarte mare, foarte... Abia acum îmi dă o frunzuliță nouă, să vedem ce variegații are. E tot pe partea asta de umbră, dar cred că am să o mut la geam, că nu prea îmi place cum arată. Aceasta este o specie de filodendron, nici nu știu ce denumire are. Dacă știți voi, lăsați-mi un comentariu. Am pulverizat-o puțin când a fost mai soare, mai cald și se vede un pic aici că a fost un pic afectat, adică a fost cald și eu am stropit-o, nu mi-am dat seama și a afectat-o puțin. Deci cam atât am pe partea asta. Să trecem la Monstera Deliciosa. Monstera Deliciosa este superbă, superbă și mare, foarte mare și superbă. Deci am mutat-o de am făcut loc la altele mai prăpădite, dar ea arată superb și îngrește foarte bine, îi merge foarte bine la mine, o pulverizez pe frunze. Bun, pe partea aceasta eu am o gușă care am foarte multă, cred că asta e partea care am cea mai multă lumină naturală pe timpul zilei și aici am început să mut toate florile care le-am avut pe partea cealaltă pentru că au fost un pic afectate și le-am mutat aici. Deci să începem cu Monstera Albo. Monstera Albă foarte frumoasă. Dacă nu ai o Monstera Albă în casă, în colecția ta degeaba poți să ai colecție. Dacă nu ai o Monstera Albă, este prima frunză cu fenestrații. O am de jumătate de an și merge foarte bine. Mai departe, am un Cebublu care am mutat-o că era cam prăpădită și am mutat-o aici la lumină și a început să-mi dea niște frunzulițe, merge bine, văd pe partea asta față de partea cealaltă unde a fost mai întuneric. Mai departe, Manjula. Nu știu dacă am zis bine, mă scuzați. Și pe asta am mutat-o pentru că începuse să am probleme cu frunzele și am mutat-o să aibă mai multă lumină. Cam așa arată. Mai departe, am o Monstera Adasoni și pe asta am mutat-o că, vedeți, la o frunză am avut niște probleme cu ea și era să moară și am mutat-o și pe aceasta, tot aici pe partea de lumină. E frumoasă, e foarte frumoasă, să știți, deci e superbă.
Cred că e singura care a crescut atât de înaltă pe timp de iarnă. Foarte frumoasă. Și mai departe, să vedem ce mai avem. Deci cam atât pe partea aceasta. Mai departe am să vă arăt ce am la geam. Pe partea de geam, după cum bine știți, într-un alt episod făcusem curățenie și v-am arătat ce am acolo. Aceasta este Florida Beauty. O floare extrem de propădită, să zic așa. Mai am una, o să o vedeți mai devreme. Mai departe o să o vedeți, pardon. Foarte dificilă. Aici am un filodendron Paraiso Verde, care am crezut că o pierd. A fost tot așa pe partea aia mai întunecată și am mutat-o. Uitați cât e de amețită, dar văd că a început să dea frunze noi și chiar mă bucur. Mă bucur că am mutat-o la timp și a început să-i dea frunzulițe noi, acolo unde a fost tăiată, și am făcut acest puiuț și puiuțul era un pic afectat și le-am mutat repede, repede, repede la geam și văd că le merge foarte bine. Și ia ghiciți ce am eu aici. Am eu aici Philodendron Painted Lady. Painted Lady, atât mi-a mai rămas din el. Am pus-o la geam, dar nu știu dacă am să mai reușesc să o salvez. Dacă vrea să trăiască, trăiește. Dacă nu, asta e. Oricum, am mai puține specii de filodendron. Mă uit să văd dacă mai am ceva pe acolo. Nu mai am. Da, deci cam astea sunt speciile mele de filodendron. Din păcate am puține, am pierdut. Am mai pierdut foarte multe din ele. O să vă arăt și speciile care le-am pierdut. Aici am un filodendron Aron Dragon, care a dat ea o frunzuliță și arată cam așa. Nici nu a trăit, nici n-a murit. O trec la plante pierdute și mai am un filodendron Birken, care a fost frumos anul trecut, asta vară, și acum l-am găsit așa. Deci chiar a supraviețuit și dintr-o dată ori l-am udat prea mult, ia uitați. Deci pur și simplu așa a rămas din el. Asta e, ce să fac. Sunt plante. Și am uitat că mai am aici o Monstera Silpetecana Silver. Îi merge bine, e pe partea aceasta de care nu am lumină foarte multă. Și chiar îi merge foarte bine acolo, adică o țin în ghiveciul ăsta cu singonium și chiar îi merge foarte bine, nici nu prea le-am băgat în seamă. Mai am aici un Enjoy, ăsta e Scindapsus Enjoy, mai am aici ceva, dar nu mai țin minte ce este. Văd că mi-a dat două frunzulițe, dar nu mai știu ce specie, pare o specie de filodendron și mai am ceva acolo.